și a început și ultima zi de aici din Uzbekistan. Plecăm în explorarea orașului, încă puțin. Am făcut check-out-ul, ne-am lăsat bagajele. Și acum am ieșit în căldura. Da, iar... iar 11, da? Mereu ieșim la ore nepotrivite. Facem, da, facem ce facem și mă la ore din astea ieșim, dar na, avionul avem tocmai de seară. Deci... deci ne-am luat un pic mai mult timp dimineața, am dormit mai mult pentru că la noapte nu o să mai dormim așa mult. Avem zborul târziu, ajungem târziu în Abu Dhabi, ajungem, sperăm, pe la 2:30 la hotel și nu o să dormim prea mult în concluzie. Vom vedea. Și acum ne îndreptăm spre strada principală. Strada principală, luăm un taxi și mergem la cea mai mare moschee de aici. Mergem mai întâi la Shaizinda, care este practic un complex, mai multe morminte într-un parc din ce am văzut, morminte ornamentate frumos. Deci mergem la cimitir întâi, nu la moschee. Ok, da. Bine, mergem întâi la cimitir. Un drum cu taxi mai târziu, cred că am aflat și de ce merg ei foarte mult cu geamurile deschise. Mirosea gaz groaznic. Da, mirosea foarte tare a gaz când am urcat în mașină și da, mă rog. Și când treceau alte mașini pe stradă, venea un miros de gaz, cum treceau pe lângă. Da, și probabil să mai aerisescă mașina, pentru că multe mi se pare că au puse tankuri din alea de gaz în spate, gen, nu vin mașinile din fabrică, așa. Singurul la care cred că era așa era cel care am venit din Bukhara, la iurtă. Că da, nu pare că avea... era din fabrică. Da, părea că nu avea rezervorul ăla în spate. Și hai să vedem unde am ajuns. Am ajuns la un cimitir. La un cimitir, nu la moschee. Am intrat în Shaizinda, care este practic un cimitir cu mai multe morminte ornamentate cu mozaic antic. Foarte drăguț, da, arată foarte drăguț și toată strada aceasta și găsești morminte de o parte și de alta. Am dat pe intrare 40.000 de som de persoană, femeile trebuie să fie îmbrăcate decent. Am văzut că nu se impune neapărat să spui ceva pe cap, dar să ai umerii și genunchi acoperiți. Doar la femei, da, că răzvan este în pantaloni scurți și nu i-a zis nimeni nimic. Haideți să vedem dacă putem filma și înăuntru. Dacă putem filma și înăuntru, lăsăm niște cadre cu mormintele. Da, este extrem de aglomerat aici, de-abia am găsit un loc să am stat. Efectiv, așteptam să treacă lumea să facem și noi două poze. Am reușit să urcăm aici pe platformă, se vede frumos atât cupola, deși e lumina proastă acum. Iar în jurul complexului este un cimitir pentru oamenii normali, nu au clădiri în jurul mormintelor. Sunt morminte, efectiv, pe pământ. Și în spatele meu se vede și Bibi Hadid Mosque, renumita moschee, cea mai mare moschee din Uzbekistan. O să ajungem și noi un pic mai târziu acolo. Până la moschee? Până la moschee ne-am oprit la bazar. Hai să vedem, poate mai cumpărăm niște suveniruri. Eu aș vrea să încerc o halva cu fistic văzut, să vedem ce-a găsesc. Hai să vedem. Da, suveniruri mai speciale n-am găsit. Sunt cam la fel ca peste tot. În schimb, ne-am luat alune. Am mâncat chestii din astea în fiecare zi. Sunt niște alune cu zahăr, cred, pe deasupra. Sunt super bune. Și hai să luăm și pentru acasă. Ne mai face câteva zile. Ne mai face câteva zile ca aici. Ne începem micul dejun cu alune și cu zahăr. Și mă rog, nici nu au fost foarte scumpe, că era 40.000 de sumi kilo. Da, la jumătate, cred că ne ajunge, că trebuie să-l șcărăm în spate toată ziua.
Moscheea Bibi Hanin. Este o moschee construită în anii 1400, cea mai mare moschee din Uzbekistan. A fost construită de către prima soție a regelui Timur și a fost făcută mai mare decât cea construită de el. Domnul de la cazare ne-a spus că legenda spune că el s-a supărat foarte tare când a venit din bătălii și a văzut că această moschee este mai mare, însă am mai citit și alte idei despre ea. Una dintre ele spune că regina a vrut să-i facă o surpriză soțului ei, iar această moschee este construită pentru el, de fapt, chiar dacă se numește Bibi Hanim, ceea ce înseamnă Holy Lady. Deci, cumva, pare mai mult pentru ea. Ea a vrut să-i facă o surpriză, însă nu reușea să termine suficient de repede moscheea până se întorcea el din campania de război în care pornise și a pușuit un pic arhitectul. Însă, legenda spune că arhitectul nu și-a dorit să o facă mai repede din cauza structurii de rezistență care avea de suferit și ea i-a promis orice de pe lumea asta, însă el a vrut un singur lucru, un sărut de la regină, pentru că era îndrăgostit de ea. Inițial aceasta a refuzat, a încercat să-i dea mai mult avuție, a încercat să-i dea una din prietenele ei, însă el a refuzat, așa că într-un final l-a lăsat. Însă acesta i-ar fi lăsat o urmă pe obraz în momentul în care a sărutat-o, iar când Timur s-a întors și a văzut urma, a ordonat ca arhitectul să fie ucis. Fiind atât de vechi, a suferit mai multe distrugeri de-a lungul timpului, dar a fost refăcută și reabilitată în timpul erei sovietice de aici din Uzbekistan. Și cam asta a fost cu obiectivele de aici din Samarkand și cred că și din Uzbekistan. Cam așa. Așa, nu prea mai avem timp, nu prea mai avem ce să vizităm. Așa că ne îndreptăm spre un loc de mâncat, să ne umplem burțile, pentru că vom mai mânca mâine, nu? Bine dimineața la micul dejun. Mâine dimineața la micul dejun, da. Avem un drum lung spre casă, așa că trebuie să fim pregătiți. Ultima masă o servim turcește. Stăm undeva pe băncuțe, un fel de băncuțe, dar nu putem pune picioarele jos. Și încheiem tradițional cu un pilaf și cu un kebab. O chestie pe care am observat-o aici peste tot este că nu se dau cuțite, ai mereu lingură și furculiță. Iar aici, efectiv, în locul ăsta e foarte grasă carne, adică am scos o groază de grăsime de pe ea. E mult prea grasă pentru gusturile noastre, cel puțin. Deci nu știu dacă recomandăm, aveau multe review-uri și notă foarte bună, dar poate am avut noi ghinion, nu știu. Dar au pus efectiv bucăți de grăsime în kebab. Am avut parte, cred că, de cea mai drăguță chestie de aici. Dar a rămas off camera, ar fi fost ciudat să le băgăm camera în față. Da, ne-a oprit o doamnă pe stradă și ne-a întrebat că știm engleză și am da. Că, și după aia l-a chemat, cred că, fiusul sau ceva, gen, nu știu, un copiluț de 13 ani, cred că avea maxim 12-13 ani. 12-13 acolo, care voia să exerseze engleză. Da, că el face cursuri de engleză, da, face cursuri de engleză și voia să exerseze vorbitul și nu știu ce. Și a fost așa drăguț. A fost foarte drăguț, da. Și chiar vorbea binișor, chiar. Uh-huh. Și doamna vorbea foarte bine. Da, cred că ea știa bine engleză și cumva voia să ne învețe și pe el. Și el tot spunea, hai, întreabă și aia, spune și aia, hai că știi cum se zice. Da, foarte, foarte drăguță chestia, că m-a luat așa prin surprindere că nu știa nici ce vrea de la noi, de ce ne întreba că vorbim engleză. Da, și ei erau din Namangan și am aflat că acolo au festivalul florilor în fiecare an și ne-a invitat, însă ne-am uitat pe hartă și foarte departe. După Tashkent, nu mai departe, oricum n-aveam cum să ajungem. Da, deci pare că și ei erau tot în excursie, cred că într-o duminică. În Samarkand. Deși era destul de departe ca să vii până aici în excursie, dar na. Da. Că veniseră cu mașina. Și ne-am oprit la înghețată. Am tot văzut înghețată. Nu din asta, dar sincer, cu înghețată am un pic așa să o iau de pe stradă. Adică înghețată ar trebui să stea la rece, mai ca lumea, nu știu. Aveau niște chestii super ciudate din care îți dădeau înghețată, dar ne-am oprit la un loc unde era un vitrină la frigider și mi se pare mai ok așa. Dar n-am filmat o chestie, o să vedem dacă mai găsim pe drum.
e interesant și că înghețata e, mă rog, la vafă și ți-o cântărește. Deci cumva ai gramaj fix pentru, da, bine, pentru și ea. Asta e destul de micuță, dar n-am, dar mult am dat 8000. Da, nu știu aia cât era, nu, dar aia mi s-a părut mișto că gen efectiv îți pune în vafă până când are o anumită greutate, gen ai un cântar care socotesc. Nu vedeam, am plecat fără să încercăm totuși o înghețată. E, se vede că e duminică, e mult mai aglomerat decât în alte zile. Și am prins și o nuntă. A, da. Făceau și poze mai devreme. Și cred că încă fac, de fapt. Duminică liniștită. Dați un subscribe acolo. Dacă și voi vreți să aveți duminici liniștite. Hai că am început bine. Are delay 3 ore și 10. Fix ce-mi doream să se întâmple în seara aceasta. Da, tot a mers foarte bine. Am zis că ajungem mai devreme la aeroport, că na, oricum nu prea mai avem ce face prin oraș și trebuia să ajungem, de fapt, cu 4 ore înainte zborului. 3-4 ore, cam așa, da, 4 ore. 6 înainte, ok. Da, se pare că are vreo 3 ore întârziere. 7 ore. Are 3 ore întârziere și la venire, că mă rog, avionul venit din Abu Dhabi și deci și la plecare. Și sperăm să fie doar 3 ore. Înseamnă că noi ajungem la 5 dimineața la hotel și noi avem mașină de luat, închiriată, hotel plătit, pentru că plănuiam să vedem ceva în Abu Dhabi, dar probabil o să dormim 2 ore, 3, cu da, indulgență și ca să facem ceva dacă tot am luat mașina, că na. Ca să zicem că n-am dat banii pe aia degeaba. Tot merge extraordinar. Aeroportul e destul de mic, nici nu știu, am văzut doar un singur tonomat și încă o chestie cu niște sandwich-uri, dar arăta un pic dubios, dar în lipsă de altceva... E apă să avem, da. Deși na, probabil o să ne facă și foame în atâtea ore. Mai e o chestie dubioasă și trebuie să vedem care e faza cu asta. Check-in-ul pare deschis doar la zborul către Abu Dhabi. Mai sunt zboruri care sunt înaintea lui. Mă rog, nu ar fi fost înainte dacă nu avea atâta întârziere. A, da, o să mergem prost. Să întrebăm și la check-in, dar având în vedere că nu a plecat avionul din partea cealaltă, nu cred că avem speranțe să ne spună că o să fie mai mic delay-ul. Eu când am văzut 1.55 am sperat că este o oră 55. Nu că ar fi fost mare diferență, dar... Da, nu, scria o oră 55 și după aia delay de 3 ore și 10. Poate recuperează, e de mai tare. Mm-hmm, cu siguranță. Mă gândeam că am luat micul dejun degeaba, că altfel puteam să ne trezim la 12, dar așa ar trebui să mâncăm ceva, probabil micul dejun o să fie. În cel mai fericit caz până la 11, dacă nu 10. O oră jumătate mai târziu, tot aici suntem. Da, măcar am făcut check-in-ul. Am făcut check-in-ul, ceea ce e încurajator că plecăm, sper. O să plecăm, sigur. Eu sunt supărată pe altceva, eu văd zborul de mâine de la 11. Noi când am luat zborurile astea, am luat mâine dimineață la 11, adică o oră decentă. O oră, ok, să plecăm de aici spre Abu Dhabi. Și mi s-a dat mail după vreo săptămână că s-a anulat zborul și mi-a dat opțiune zborul din seara asta sau peste 3 zile, ceva de genul, 2 zile. L-am ales pe asta din seara asta, am zis, hai că nu-i mare diferență. Și acum văd afișat zborul de mâine de la 11, mă simt mințită. Mai avem cam 2 ore până aflăm dacă pleacă avionul din Abu Dhabi, căci de acolo pleacă cu întârziere. Da, nu știm ce s-a întâmplat, doar întârziere așa de mare. Poate a avut întârziere, posibil să fie același... timpul zilei. Pe timpul zilei, să fi fost astăzi la 11, să fie avut întârziere când a plecat. Eu presupun că e același. Nu știu. Pare că s-a mai adunat lume la check-in-ul către Abu Dhabi. Noi ne îndreptăm către securitate și continuăm să așteptăm dincolo. Sper să găsim, poate găsim ceva să mâncăm. Am ieșit oficial din țară, am primit viza. Da, nu suntem în nicio țară acum. Da, o chestie foarte dubioasă e că pare că iau armata la controlul de securitate, nu poliție de frontieră sau ceva. Sau mă rog, erau îmbrăcați în haine de armată. Și nu ne-a lăsat pe noi să scanăm pașapoarte. Aveau porți automate, dar cumva te oprea și făceai coadă să ți-l scaneze el. Pe mine m-a pus să-l țin. Gen, l-a pus el acolo și după aia gen, okay. ține pașaportul aici. Bine, tati. Da, și oricum l-au verificat cred că de 3 ori, că gen a trecut de porți, a mai verificat border control-ul ca să pună ștampila de după viză. După aia mai era încă un băiat care nu mai verifica. La mine a fost o tipă și după aia și un militar.
da, a fost dar am interesant. Trecut. Mai ne-a și pipăit, adică treci de securitate, nu pipăie nimic, dar te mai și pipăie, da, să se asigure că nu mai ai nimic. A fost nu un control ce, intens. Nu înțelegeam de ce sunt porți diferite pentru bărbați și pentru femei. Pare că au canapele pe aici, poate ne întindem, deși nici nu știu ce să facem. Mai avem mult de stat. Noaptea asta nu prea o să dormim. Eu deja am cearcăne și pungi sub ochi și încă mai sunt dată cu ceva când o să-mi dau jos. O să fie și mai rău. Nu mai apar pe cameră. Nu mai apar pe cameră, gata. Așa, oricum nu am putut să le acopăr cum trebuie. Încheiem așadar ultimul nostru vlog din Uzbekistan. Mâncare nesănătoasă din aeroport. Și cu așteptarea avionului sperăm să ajungem înapoi în Abu Dhabi. O să vedeți vloguri, o să mai vedeți vloguri dacă ajungem. Dar ca să vedeți, puteți să ne dați un like, un subscribe și un comentariu dacă v-a plăcut. Și să share-uiți și cu alții dacă vă doriți să ajungă la mai multe persoane. Și de asemenea nu uitați și de un follow pe Instagram _ciustotravel și pe TikTok ciustotravel. Până la următoarele aventuri, pa!